Salutare prieteni, eu sunt Denis și acesta este un scurt tutorial. 2 hours later. Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou tutorial de Photoshop. În acest tutorial vă voi arăta cum să ajungeți la acest rezultat. Acest rezultat sau această fotografie finală face parte din cadrul serii Portret în carantină. Dacă nu ați văzut episodul, lasă un link în descriere și nu uita să dai un like și un follow pe Instagram @denisphoto. Pe scurt, ce vom face noi aici? Inițial, acesta este cadrul final, cadrul în care eu voi expune rezultatul cu luna. Doar că, după cum vedeți și voi, în prima poză, cum am ținut lampa și mâna, umbra nu mi-a fost foarte de ajutor, așa că am zis să mai trag încă o fotografie, încă o dublă, unde voi ține lampa sus, astfel încât să am lumina cât de cât bună pe fața mea. Așa că presupun că deja v-ați dat seama ce o să fac, și anume, voi crea o mască acestui layer, voi picta cu negru toată suprafața asta, cu fața mea, după care voi da un... De fapt, nu voi da niciun invert. Voi scădea opacitatea acestui. De fapt, da, dăm un invert. What? What the fuck? Și vom scădea opacitatea și vom încerca să suprapunem cumva fața. Eu cred că aici am ales ca punct de reper urechea, că am considerat eu că ar fi cel mai ok. Și consider că acum s-a suprapus destul de ok. După care voi selecta din nou brush-ul. Vom alege soft round. Vom scădea flow-ul aici. Și cred eu vom picta în jurul feței, astfel încât să creăm o tranziție destul de smooth, destul de fină, pentru a fi mult mai ușor și a nu se vedea o trecere foarte, foarte bruscă de, în fotografie. Adică se va vedea acest edit. După care, după ce terminăm de retușat toată porțiunea asta, eu consider că nu se cunoaște foarte mult. Bine, acum evident voi veți crede că se cunoaște pentru că știți deja fotografia inițială. După ce consider eu că am rezultatul final, voi șterge layer-ul ăsta că nu am nevoie de el, voi lua un healing brush și vom scoate rapid niște coșuri pe care noi le avem pe față și ce consider eu că nu ar fi destul de ok fotografie. Oricum, asta nu este un tutorial de beauty retouch sau ceva de genul, așa că renunțăm la ideea de a scoate foarte multe. Vom căuta o lună pe Google, să aibă fundalul negru sau eventual să găsiți PNG, să nu mai stați foarte mult la editat. După cum vedeți, am luat-o cu Ctrl-C din Google, Ctrl-V în Photoshop și iar aici ne jucăm în Blending Option, eu am ales Screen, deoarece consider că se vede destul de bine și e exact ce am eu nevoie. Voi adăuga luna, voi considera că poziția ar fi cam ceva de genul ăsta. O să ziceți, păi da, dar se suprapune peste degete. Nu e nicio problemă, vom rezolva asta imediat. Voi duplica acest layer cu luna de două ori, voi da un Ctrl-J pentru a face asta, le voi separa într-un grup, după care în acest grup voi scădea opacitatea și voi lua brush tool-ul, îl voi seta pe negru, voi crea o mască grupului, vom alege hard round, să fie mult mai ușor să decupăm și vom decupa exact ce avem noi nevoie și anume degetele, astfel încât să pară să-i adăugăm o notă de realism fotografie, să pară că luna chiar a fost ținută în mână. Ok, când avem asta, vom da opacitatea din nou, vom crește și vom ajusta un pic unde avem noi greșelile deja făcute. Aici, la greșeli, consider eu că ar fi mai bine să alegem soft round-ul și a pic da cumva în jurul degetelor. Softul are un pic de feather, așa că pentru noi va fi destul de bun, astfel încât va părea că lumina bate și pe degete foarte un pic. Cumva că lumina emanată de lună va fi și pe degete foarte un pic. Așa că, uite cum aici, cred că ar fi un exemplu destul de bun. Urmează să trecem la următoarea etapă și anume, dar întâi de toate mă veți întreba, bă, dar nu se vede lampa aia acolo? Și eu zic, bă, da, se vede, doar că vom crea un nou layer, vom alege Clone Stamp Tool-ul, vom bifa cu Rentem Below, vom opri luna, o vom scoate din peisaj momentan și vom picta cu Clone Stamp Tool-ul porțiunea unde lampa ne cam distrage și nu vrem să o avem. Aici cred că aș fi putut face la fel de bine și cu, brush tool-ul, selectând o culoare de apropiată. Acum că se vede că am scos luna, eu zic că rezultatul este destul de fine, mult mai realistic. După care, după ce am făcut toate aceste lucruri, vom, cred eu, vom duplica
duplica, de fapt nu cred, sunt sigur, voi duplica acest layer. Luna deja arată mult mai realistic. După care vom juca la culori și vom adăuga fotografiei o culoare destul de, nu știu, cât mai aproape de adevăr. Nu știu sigur ce culoare are Luna, doar că voi merge undeva pe un gri, cam ceva de genul ăsta, un gri pe albastru. Voi da OK, mă voi juca la blending up. De fapt, cred că o să musca doar opacitatea, ceva de genul. Și eu zic eu că deja fotografia a prins o altă alură, o altă, un alt look. După ce avem toate chestiile astea, am căutat un nor pe Google, am găsit un PNG, ceea ce mi-a fost mie mult mai ușor de asta, să nu separ toate nebuniile astea. Vom adăuga cumva, cred eu ar fi bine să-l adăugăm peste lună norul. Și la fel ca în, de fapt, cred că e destul de ok, cred că aș putea să-l las așa fără să mai suprapun nimic. După ce avem toate chestiile astea făcute, voi adăuga și un film burn effect, doar ca să dăm fotografie un look mai vintage, mai noisy, mai, nu știu, vom lăsa tot pe screen, vom adăuga, de fapt voi încerca să ies de aici, vom adăuga un human saturation layer, vom face mască acelui light burn și vom scădea opacitatea și vom păstra cumva efectul ăsta de alb negru, pentru că noi n-avem nevoie. Și deja se pare că am ajuns la un rezultat destul de bun al fotografiei. Ne jucăm un pic la crop, după ce dăm crop ne mai putem juca un pic, alegem ce selective color, alegem negru deoarece în shadow spre domeniu foarte mult negru și cred că aici ne putem juca cu niște culori. Ceea ce n-am observat eu este că aplicăm masca acelui layer pe care noi n-avem nevoie să-l edităm acum. Vom adăuga un pic de albastru în umbre. Mă gândesc și un pic de... De fapt, cred eu că ar fi mai interesant cu puțin negru. Ne vom mai juca și cu neutral. Un pic, cred că i-aș mai da un look ceva de genul, dar nu foarte mult, nu prea foarte mult verde. Hai doar un pic. Și se pare că am ajuns cumva la rezultatul final, cel pe care eu am vrut să vi-l arăt. Sper că n-a durat foarte, foarte mult. Ne mai putem juca aici la fel cum am zis, cu niște gradient, să mai adăugăm un pic de albastru, nu foarte mult, un albastru spre gri, dăm OK. Iar aici tot la fel ne putem juca cu opacitatea, la fel, nu foarte mult. Și deja parcă fotografia noastră arată mult mai bine. Bun, eu de regulă când termin totul și finalizez editul, dau un flatten image, după care mă joc cu resize-ul, o să-i dau un control alt i, voi alege o rezoluție de Full HD, 1920p, cât mi se pune automat, dau resize, click dreapta, file export, quick export as JPEG, să zicem fotografie tutorial, după care dăm export pe desktop și avem rezultatul final chiar aici la îndemână și cam asta ar fi. Sper eu că v-a fost destul de util acest tutorial, sper că v-am explicat sau sper că ați înțeles destul de bine ce aveți de făcut, a fost foarte simplu, foarte rapid, așa că dacă ți-a plăcut acest tutorial și vrei mai multe, cu siguranță mă voi îmbunătăți în a explica, știu că nu sunt foarte bun la asta, dar nu uita să dai un follow pe Instagram, un subscribe și un like și cu siguranță pe viitor mă voi îmbunătăți și va urma să postez alte clipuri mult mai faine decât acestea. Îți mulțumesc și nu uita să te abonezi. Salut!